Soția mea a fost depistată de o boală foarte rară, cancer, tumoară malină renală. Medicul de familie, neavând experiența care necesară, a făcut niște radiografii, dar n-a știut, bănuiesc că n-a știut să le citească. Lipsă profesională, nu? Bine ați venit la noi. Această casă e făcută din 1900 construcția. Este o construcție foarte veche, de la bunicii, din partea tatălui meu. Deci nu de la bunicul, străbunicul meu, cum ar veni. Știu că ai trecut recent printr-o tragedie. Soția mea a fost depistată de o boală foarte rară, foarte grea, cancer, tumoară malină renală. Dar, din păcate, soția mea, timpul a fost prea scurt pentru ea și nu s-a mai putut face nimic. Aici ați locuit amândoi, în casa aceasta? Da. Ca profesie actuală, acum, șofer. Am fost nevoit să mă las de șoferie din cauza că soția mea a fost depistată cu această boală și, având internări în spitale, n-a avut cine să stea cu cei mici. Câți copii aveți, Sandu? 3. O fată de 9 ani, băiat de 6 ani și o fată de 2 ani, care este înăuntru acum, că e călduraș. Cum ai aflat că soția ta suferă de cancer? Avea dureri laterale la rinichi, avea o apăsa și am fost la medicul de familie, am trimis-o de mai multe ori. Medicul de familie, neavând experiența care necesară, a făcut niște radiografii, dar n-a știut, bănuiesc că n-a știut să le citească. Și a tot tratat-o cu piatră, pentru piatră la rinichi, pentru răceală, pentru diverse, dar nici de când ea nu avea așa ceva. Lipsă profesională, nu și-a dat seama nici medicul familie și a tratat-o în continuare pentru piatră rinichi, pentru... Am făcut analizii la spitalul Muntenia și domnul de acolo și domnul doctor care a făcut analizii și a mai avut o radiografie, a spus clar că are o tumoare la rinichi și e destul de mare și e foarte uriașă. Și i-a explicat soția mea ce înseamnă tumoare, că ea nu știa. Și a zis, zice, nu știu cum să vă spunem așa, e început ca un cancer, dar ce să nu vă speriați, adică i-a ținut să nu vă speriați că vă faceți bine, vă vindecați. Și a dat trimitere la Pitești de internare și cei de la Pitești, analizele complexe, a trimis la București, și a spus că n-ai ce să-i facă. Având niște cunoștințe până afară, până în Germania, a încercat să traducă analizele în limba germană, ca să strângem fonduri, să putem să le ducem acolo. În interior, clinica acolo, că unde s-a găsit, a spus că e cu dus și întors. Adică nu e nici sigur 100% că să mai era deja prea avansată. Până s-a strâns fondurile, până s-a strâns alea, deja între timp a decedat. Nu s-a strâns suma respectivă care trebuia să ajungă în Germania. Ea a avut o viață foarte grea de mică, că foarte, foarte grea. A fost dată pe la casa de copii, pe la orfelinat, a fost dată de mama ei, că la vârsta de 3 ani de zile ea a avut sodă caustică, că i-a cerut mamii ei să-i dea apă și mama ei, dacă umbla cu, mă rog, alcoolul nas, nu prea, îi neglija, că am văzut toți copiii, i-a neglijat, nu mai pe ea. Și nu i-a dat când a trebuit apă și a avut și așa găsit la iuvetă, cum era atunci, așa găsit o sticlă de sodă caustică și a băut în ea. Și de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 7 ani, s-a numai în operație la spitalul Iași. Acum să le pregătesc la cei mici cereale cu lapte. O căniță de cereale la castronelul acesta pentru cel micuț. Ea mai pun puțin mai multe. Dragii mei, suntem în localitatea Glâmbocelu, județul Argeș, acasă la familia Drăghici. Ați putut cunoaște această familie pentru că în urmă cu mai bine de un an de zile am avut o campanie de strângere de fonduri pentru soția domnului Sandu, care din păcate atunci suferea de cancer. A urmat o luptă teribilă cu boala aceasta pe care din păcate soția domnului Sandu și mama acestor doi copilași a pierdut-o în final
iar acești copilași, Andreea și Denis, au rămas în final orfani de mamă. Din păcate, condițiile în care tu ai locuit până acum au fost foarte dificile. Da. După cum am spus și se poate vedea, casa este foarte veche. Atunci, dragii mei, ne-am hotărât să facem ceva pentru familia aceasta, având în vedere condițiile în care locuiesc, și ne-am gândit să le construim o casă. Am început o campanie de strângere de fonduri și o persoană inimoasă care a văzut campania noastră, da, și a aflat de situația lui Sandu, de acești copilași care au rămas orfani de mamă, s-a hotărât să cumpere toate materialele de construcție ca să poată să-i construiască o casă pentru Sandu și pentru cei trei copilași orfani de mamă. Și vreau pe această cale să mulțumim acele persoane, da, care dorește să rămână anonimă. Da, și o parohie. Parohia Călinește, preotul Cosmin, mulțumim mult de tot, în colaborare cu și colaboratorului dumnealui. Mulțumim acelui donator anonim care a cumpărat toate materialele de construcție. Și vreau să mulțumesc, și Sandu vrea să mulțumească, tuturor donatorilor de pe site-ul nostru Speranță pentru România, care s-au implicat în această campanie, pentru că cu fondurile pe care noi le-am strâns pentru familia Drăghici, am plătit meșterii care au construit și vor construi în continuare, că după cum puteți vedea încă nu este gata, clădirea din spatele meu.